Hutinașilor, astăzi o să intrăm pe vechiul Brookhaven, să vedem cât de tare este schimbat față de actualul Brookhaven. Așadar, să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Dacă nu știați, acest Brookhaven nu a fost din totdeauna așa. Există o variantă mult mai veche, frate. Așadar, astăzi o să încerc să o caut. Și ca să facem asta, trebuie să mergem pur și simplu aici, să dăm live și să căutăm acum Brookhaven-ul. Hai să-l căutăm pe cel mai vechi și o să scriu aici Old Brookhaven, după care o să dau pe Enter. Și hai să mergem să vedem ce fel de minigame-uri vechi cu Brookhaven găsim. Și îl avem aici pe primul, se pare că aici sunt 11 persoane în momentul de față și hai să-i dăm pe play să vedem cum arată acest Brookhaven vechi. Avem și partea aceasta de intro cu play-ul, ceea ce este destul de tare. Și avem, ia uite băi, avem aici burgerașul, bro, mamă, restaurantul cu burgeri. Avem și restaurantul de aici de sus, care pare că a fost mutat acolo la poștă. Dacă vă amintiți, din noul update s-au adăugat clădirile pe care le pot schimba și există un restaurant asemănător cu restaurantul acesta Sunny. Băi, prea șmecher. Avem și timpul din Brookhaven aici și ne scrie și Brookhaven. Oare pot să apăs? Ok, pare ca și cum aș putea să apăs, însă nu se întâmplă nimica. Și pe aici coborâm din restaurant. Deci avem restaurantul cu burgerașii, avem și restaurantul acolo deasupra la market. Și hai să mai ne uităm puțin pe aici. Ce aș fi vrut să existe și magazinașul ăsta cu burgeraș, frate, în Brookhaven-ul actual. Dar, desigur, aici nu mai avem aeroportul, pentru că aici avem Tube TV, adică clădirea de știri. Ne scrie aici News Station și avem aici clădirea de știri cu platoul de filmare care există în mall. Ce aș mai vrea eu să verific, aș vrea să verific să văd dacă există clădirea agenției aici, frate. Din păcate nu este. Oh my god, aici trebuia să fie clădirea agenției, însă e secția de poliție. Deci nu este chiar atât de vechi Brookhaven-ul acesta. Și ia să ne mai uităm pe aici. Școala arată ca și școala din Brookhaven-ul actual și desigur și spitalul arată cam la fel. Poate schimbat pe aici pe acolo. Mai avem și clădirea pompierilor aici, bro, mamă. În Brookhaven-ul de astăzi este mutată mai în stânga, chiar aici lângă pod, și aici avem primăria. Deci cam acestea sunt schimbările pe Brookhaven-ul acesta. Însă, hai să ieșim să căutăm altul, pentru că vreau să găsesc unul și mai vechi de atât, frate. Și ca să găsim unul și mai vechi, trebuie să mergem să căutăm. Ia să ne uităm, bine pe aici. Poate reușim să găsim unul mai interesant. Uite aici scrie Old Map. Și avem desigur o poză cu un Brookhaven mai actual, dar aparent trebuie să fie un Brookhaven vechi, frate. Deci, hai să verificăm. Încă avem aici secția de poliție. Văd acolo niște case. Băi, stai puțin. Ăsta e un Brookhaven super actual. Doar atât dacă nu avem acolo primăria. Deci nu e chiar atât de vechi ăsta. Avem primăria aici, în partea asta. Însă, cam asta ar fi toată jmecheria. Da, deci ăsta e și mai actual decât celălalt. Deci trebuie să mergem și mai în spate. Ia uite aici, The Old Brookhaven. Brookhaven-ul cel vechi. Hai să dăm puțin pe play să vedem cum este. Deși am văzut așa puțin acolo în imagini, dar poate totuși este puțin diferit. Aici pare puțin telcam diferit. Deci avem o grămadă de căsuțe și avem mașina asta de poliție.
Ia funcționează, băi, mașina de poliție, nice. Opa, și ar trebui să sar. Văd că sunt și ceva persoane. Brookhaven-ul acesta nu pare a fi terminat, adică pare a fi în lucru și avem tot așa burgeria acolo, cum îmi place mie să-i spun, aici restaurantul deasupra. Da, deci cam seamănă cu primul. Dar trebuie să găsim unul și mai vechi de atât, bro. În locul secției de poliție exista mai de mult acolo o clădire a agenției. Așadar trebuie neapărat să găsesc Brookhaven-ul acela. Hai să ne mai uităm pe aici. Deci am intrat pe ăsta. No, da, am intrat pe ăsta. Ok. Poate aici? Ia să vedem ceva imagini. Ah, e doar o imagine, bro. Nu știu ce să zic. Hai să-l verificăm totuși. Hai să vedem. Scrie Old Brookhaven, deci s-ar putea să fie ceva bun. Însă trebuie neapărat să verificăm. Aici e noapte. Uaci! Sunt o grămadă de boți aici, bro? Oh my god, pare a fi plin Brookhaven-ul ăsta, dar aparent sunt boți, adică dacă te uiți aici în dreapta, sunt doar eu pe server. Și avem și secția de poliție, deci din păcate nu este Brookhaven-ul pe care îl căutam. Mamă, foarte, foarte mulți boți acolo. Hai să mergem acum mai departe. Oare pe ăsta am intrat? N-am intrat pe ăsta. Ok, hopa! Hopa, cred că l-am găsit, frate. Se vede aici. What? Ia stai să vedem. Se vede clădirea agenției. Deși pare a fi mutată puțin. Dar hai să verificăm totuși. Secția de poliție este aici. Ok. Cred că cineva a adăugat doar clădirea agenției aici, bro. E chiar acolo în capăt. Mamă, dar nu pot să alerg, trebuie să mă duc până acolo așa, cu mersul ăsta încet. Serios? Și magazinul auto mai era aici. Cine își amintește, bro, de magazinul auto din locul acesta? Mamă, a fost mutat acum acolo lângă benzinărie, dar înainte era aici magazinul auto. Și cam așa arăta clădirea agenției care trebuia să fie acolo în locul poliției. Ceva de genul ăsta. E super, super interesantă. Mamă. Și cu siguranță ascundea și o grămadă de secrete. Hai să vedem dacă putem să intrăm. Uite aici, băi, cu semnul agenției. Mă rog, scrie aici SWAT, FBI. Dar acesta este semnul agenției. Deja știm asta. Cândva poliția din Brookhaven a fost condusă de către agenție. Avem și acolo o grămadă de arme. Și aici desigur este un birou. Mă pot așeza? Da, bă, mă pot așeza aici. Uite că aici și scrie agenția. La biroul agenției sunt acum. Nice. Și hai să mai căutăm să vedem. Poate totuși dăm de Brookhaven-ul acela. Deci am verificat Brookhaven-ul acesta. L-am verificat și pe acesta. Ok, poate găsim totuși ceva. Mamă, nici nu știu ce să aleg. Hopa, aici e secția de poliție, deci e clar că nu e ăsta. Acum apar a fi super, super multe. Însă hai să mergem mai jos. Poate mai jos avem mai mult noroc. Hopa, ia uite, Brookhaven Beta. What? Ce e cu Brookhaven-ul ăsta? Arată destul de ciudat, bro. Ok. Să intru pe el, oare? Ia să vedem. Hai să vedem cum e. Brookhaven Beta, frate. What? Pare că aici au fost introduse clădiri noi. Văd o clădire de la Apple acolo. Ia uite-te. Bă! Avem clădirea agenției. Oare să nu fi fost în locul secției de poliție și să fi fost doar în locul grădiniței, gen? Cred că e posibil. Poate m-am înșelat și nu mai mi-aminteam ca lumea și poate că o fost în locul grădiniței și nu mai țineam eu minte ca lumea. E posibil pentru că pare a fi amplasată cam în același loc, bro. Da, deci probabil, da, bă, aici trebuia să fie, mă, aici trebuia să fie. Mi-am amintit eu greșit.
Deci aparent aceasta ar fi varianta Brookhaven-ului vechi cu clădirea agenției. Aici este spate în spate cu poliția, ca să spunem așa. Cam așa ar arăta. Și avem aici toate spațiile astea în lucru. Pe lângă asta, parcă școala e chiar puțin modificată, dar avem chestii adăugate noi pe minigame-ul acesta, cum ar fi, de exemplu, magazinul Apple, bro. What? Deci avem aici un magazin Apple. Acesta nu exista în Brookhaven-ul vechi, însă cineva l-a făcut și l-a pus aici în Brookhaven, ceea ce arată destul de interesant. Mie așa mi se pare. Și hai să ne uităm să vedem dacă mai găsim ceva chestii noi. De ce nu merge să fug, bro? Poate pot să-mi iau o mașină? Din păcate nu. Aici sunt doar animații. Era tare dacă puteam să-mi iau o mașină. Și harta este într-adevăr modificată. Adică uite-te și tu, aici trebuia să fie motelul. Și avem aici mult spațiu liber. Avem și burgeria aici. Aeroportul există. Băi, deci aici e combinat cumva Brookhaven-ul vechi cu Brookhaven-ul nou. Adică avem și mall-ul. Mamă, insane. Însă, desigur, nu văd avionul. Avionul lipsește de aici. Dar însă arată destul de interesant. Hai să mergem să îl căutăm pe Brookhaven-ul cel mai vechi, frate. O ultimă încercare și sper să fie cu noroc. O să dau pe Brookhaven-ul acesta. Deci avem tot așa Brookhaven, RP Old și o să dau să intru desigur. Să vedem dacă reușim să îl găsim. Pentru că trebuie neapărat să-l vedeți. Cu siguranță există foarte, foarte multe persoane care nu au văzut cum arăta Brookhaven-ul înainte. Băi, ăsta e! Ăsta e, frate! What? Mamă, deci cam așa arăta. Se poate vedea că și grafica este mult mai rea față de grafica din Brookhaven-ul de acum. Avem încă burgeria acolo, restaurantul deasupra, avem și benzinăria, însă magazinul auto era aici, frate. Și pe lângă asta, toate celelalte magazine, ca să spunem așa, clădirii au fost altundeva poziționate. Gen, uitați-vă și voi unde este banca și avem aici niște clădiri în lucru. Dar banca este mutată față de unde ar trebui să fie. Banca ar fi trebuit să fie acolo unde este motelul acum și pe lângă asta avem și tunelele acestea ciudate, care zici că sunt din backrooms. Arată super, super ciudat. Nu știu ce caută tunelele astea aici, sincer să fiu, adică chiar nu pot să-mi dau seama la ce ajută. Poate sunt un fel de loc secret sau ceva de genul ăsta. Însă haideți să mai ne uităm și la alte nebunii. Aici exista strada asta așa, care te duce către căsuțe. Și desigur, ia să vedem, aici avem motelul, în stânga este gol, dar avem și clădirea agenției aici, chiar lângă zona parcului și parcul era mult mai micuț. Nu existau leagănele aparent și pe lângă asta, bine, nu avem apă în piscină, dar uitați-vă și voi unde era motelul, frate. Școala arată mai sărăcăcioasă așa ca și design. În partea aceea avem plaja încă. Ia să vedem și spitalul. Cum era spitalul, bro? Da, spitalul cam arată la fel. Poate chiar puțin schimbat aici la siglă, gen. Aici nu exista, desigur, magazinul auto, pentru că e acolo în spate. Mai avem și clădirea pompierilor, care este tot așa mai sărăcăcioasă. Și magazinele erau total altfel, frate. Ia uite-te și tu, unde era arcade-ul? What? Acum arcade-ul este chiar aici pe colț, însă în trecut era aparent altundeva. Avem și clubul aici, care arată puțin diferit. Ia să mergem până în club dacă putem. Ok, da, cam așa arată clubul. Acum avem niște canapele pe aici și alte nebunii și scena e puțin diferită.
Magazinul, ia să vedem, magazinul ăsta de mâncare era diferit în Brookhaven-ul vechi. Da, bă, și uite, aici era o ușă. What? Și puteai să intri aici, frate. Mamă, super, super interesant. Dar e puțin diferit și magazinul. Hai să vedem dacă mai observăm și alte nebunii. Acolo văd niște case, vreau să mă uit așa de la distanță. Deci avem casele, bun, însă... Ah, ia uite, bă, acolo era clădirea de știri, aparent. Era acolo sus pe deal. Ia. Deci e chiar acolo sus, sus de tot pe deal. Clădirea de știri. Mamă, însă mi se pare foarte ciudat așa cum e motelul în altă parte. Nu știu, zici că s-a schimbat jocul. Zici că mă joc alt joc. Serios, dacă nu. Și uite acolo clădirea de știri. Cred că trebuia să mă duc pe aici. Era mai ușor. Am ocolit puțin așa degeaba. Acolo este coliba abandonată. Deci coliba abandonată exista și în trecut. Desigur avem și clădirea asta unde îți duci căluții și aceea a fost mutată, dar hai să intrăm puțin aici la clădirea de știri. Da, deci clădirea de știri arată ca și în primul minigame în care am intrat, chiar puțin schimbată ca și culori, însă arată cam la fel. Deci hudinașilor, cam așa era Brookhaven-ul vechi. Modelul în schimb avea două etaje. Dacă nu mă înșel, ia să vedem. Da, avea două etaje motelul, deci era mult mai mare. Nu știu de ce acum are doar un singur etaj. Din păcate nu pot să intru acolo. Ia, pot să-mi iau casă, nu merge să-mi iau casă. Adică, mă rog, apartament. Dar motelul era pe două etaje, frate, pe Brookhaven-ul vechi. Ceea ce e puțin cam ciudat. Sper că v-a plăcut episodul, să-mi scrieți acolo părerea voastră, să-mi scrieți ce credeți voi că ar fi căutat în trecut clădirea agenției aici, pentru că există, o vedem și așa arăta în trecut. Probabil că mă gândesc că se ocupa de tot Brookhaven-ul agenția aceasta, adică pur și simplu conducea tot Brookhaven-ul. Bine că am scăpat de ea, sincer să fiu. O să mergem în viitor și când spun că o să mergem, mă refer la faptul că o să veniți și voi cu mine. Așadar, trebuie să rămâneți până la finalul episodului ca să vedeți ce o să se întâmple. Există două modalități prin care poți să ajungi în viitor. Prima este cea cu PES-ul. Dacă ți-ai cumpărat PES-ul cu temele, adică cel cu pensula de aici, poți să te duci frumos și să îți pui tema viitorului. Însă există multe persoane care nu au Robux să își cumpere această temă. Stați așa să o găsesc. Unde e, frate? Asta ar trebui să fie tema viitorului. Totul se schimbă în Brookhaven. Apar o grămadă de luminițe. Totul arată diferit, frate. Mamă, e foarte, foarte șmecheră această temă. Îți schimbă jocul cu totul efectiv. Adică ziceți voi acolo în comentarii dacă nu este așa, frate. Uitați-vă cum s-a transformat Brookhaven-ul. E clar că este ceva din viitor, dar pentru cei care nu au Robux și nu pot să își cumpere acest pack, o să creez propriul meu Brookhaven pe care o să puteți să intrați și voi, desigur, și acolo o să fac un Brookhaven al viitorului. Opa! Și acum sunt pe Brookhaven-ul creat de mine și hai să-l transformăm într-un Brookhaven al viitorului. Așadar, o să caut aici ceva ce aș putea să pun din viitor. De exemplu, avem o casă a viitorului. Hai să mergem aici lângă biserică și să punem aici o casă a viitorului. Mamă, cred că este insane casa asta. Ia să o vedem. Oh my god, cum arată casa, frate.
Adică chiar arată ca o casă a viitorului. Oh my god, o să pun aici și o mașină. Am găsit o mașină super, super șmecheră a viitorului și o să o pun undeva aici, frate, parcată. Băi, deci uitați-vă cum arată mașina asta. Arată demențial, bro. Cum ar fi, de exemplu, o mașină zburătoare? Și aș putea să o pun chiar pe partea asta altă. Deci avem o mașină care merge pe jos, dar avem și mașina zburătoare, bro, care este mașina viitorului. Ia uite-te, e prea șmecheră și mașina asta. Aș putea eventual să o aduc chiar puțin, puțin mai în față, ceva de genul ăsta eventual, și abia aștept să testez mașina asta. Vreau să testez să văd cum arată mașina asta a viitorului. Bă, deci ia uite-te. Mamă, e prea tare, frate. Sper să și funcționeze mașina asta a viitorului, ceva de genul ăsta. Cred că da, nu? Cred că arată demențial, bro. Și acum aș putea să-l fac și mai mare și aș putea să-l mut să stea aici peste piscina asta. Am putea să mai punem clădiri. Uite aici, aș putea să mai pun încă un bloc, că se seamănă cu turnul ăsta, și atunci ar putea să fie aici niște clădiri din viitor. Da, și să-l fac mai mare. Este exact, exact la fel ca și textura. Ar mai merge încă puțin. Bun, nice. După care o să-l mut ceva de genul. Da, bă, gata, e perfect acum. Hai să punem, de exemplu, avionul acesta. Mamă, e gigantic. Stai așa, că nu credeam că e chiar atât de mare. Să-l punem undeva aici sus, cred. Mamă, și lasă și un efect. Să fie ceva de genul. Și aș putea să pun aici niște mașini din astea. Cam așa ceva ar trebui. Acum aș putea să o dau mai încolo, să o parchez aici așa, bun. După care aș putea să o dau mai în dreapta puțin și aș putea să fac mai multe. Uite așa, mamă, fac aici o parcare cu mașini din astea ale viitorului. Astea nu cred că le poți folosi să te miști cu ele, dar vor fi așa de decor. Avem aici acum o parcare cu mașini ale viitorului. Hai să vedem dacă mai putem să mai punem și niște mașini care cred eu că ar putea fi conduse. Și anume, mai avem încă o mașină zburătoare. Mama, asta o să o pun aici la aeroport, mașina zburătoare. Ia stai. Deci o să iau mașina asta zburătoare și o să pun aici. Sunt curios cum arată. Încă se încarcă. Băi, mamă, cât de jmecher arată mașina asta. Serios? Deci, frate, chiar arată super bine mașina asta. Ia să o dau puțin mai în față. Oh my god, și aș putea să o dau chiar un pic mai la stânga. Bun. Aș putea să mai pun aici încă o mașină. Arată destul de interesant și e și mare. Mamă, ce roți roșii are. O să pun și pe asta așa aici. Băi, deci e tare și mașina asta. Și mașina asta o să o pun undeva chiar aici, la intrare. O să o pun aici la secția de poliție. Sau pun chiar două, cred. Deci pun două mașini. Aba, nu, încape doar una. O să pun aici o mașină din asta a viitorului. Mamă, ia uite cât de jmecher arată. Și stai așa, am mai găsit niște mașini, dar nu știu unde să le pun. Aș putea să le pun aici la cinema. Ia uite cum e și asta, bro. Mamă, băi, deci arată insane și mașina asta. Oh my god, deci arată foarte, foarte jmecher. Și o să mai pun încă una, să fie două minimum. O să dau așa. Ia uite-te aici, două mașini ale viitorului. Aș putea să pun chiar mai așa să se vadă intrarea de la mall. Unde este? Uite asta. Ceva de genul ăsta. Bun. Clădirea asta poate. Ia să vedem cum arată. Băi, arată interesant. Pare ca și cum ar fi așa high-tech. Cred că se potrivește. O să o dau puțin mai încoace. Și aș mai avea nevoie de încă o clădire. Uite aici, încă o clădire. O să o pun în partea asta la altă. Și asta e ciudată, clădirea. Și aș putea să o întorc, pentru că aparent pe partea asta arată mai interesant. Ceva de genul. Și aș putea să o fac mai mare. Mult mai mare. Așa, mamă, arată chiar și mai chiar. Și un spawn din ăsta din viitor. Mamă, deci practic aici o să te dea când o să intri pe joc, ceea ce o să fie insane. Și am putea să mai punem aici, de exemplu, un fel de pod, pentru că o să arate fain de la distanță, zic eu. Ăla-i aproape, trebuie acum dat puțin mai la dreapta. Nice, arată demențial. Hai să mai vedem ce mai găsim. Uite, am găsit niște copaci din ăștia albaștri.
care arată super șmecher, copacii viitorului, aș putea să pun pe aici, că parcă schimbă puțin toată treaba, ceva de genul, mai punem aici unul, aș putea să-l pun chiar aici, de exemplu, zbang, da bă, pe munte putem să o punem aici, arată super interesant clădirea asta, cred că arată și mai interesant de la distanță, hai să fac mare rău, probabil ceva de genul, da bă. Zic eu că se vede super șmecher. Asta e interesantă. Parcă are și mașini. Dar mă, e cu tot cu mașini. Am putea să punem ceva de genul. Și mai trebuie rotită puțin. Zic eu că arată destul de interesant. Și ca să-l facem să fie și mai din viitor, o să-i punem și cerul acesta. Mamă, se potrivește de minune, frate. Mai avem acolo și mai multe clădiri în spate, ceea ce este insane. Așadar, este timpul să intrăm cu hudinașii în joc, să vedem cum este. Hopa, deja au început să intre hudinașii. O să mă uit la aceste mașinuțe. Băi, deci sunt aici 3 mașinuțe, pentru că de fiecare dată când te pui pe acest cerc albastru, apare o nouă mașinuță, dar nu știu cum să o controlez, frate. Poate vă dați voi seama, hudinașilor, adică eu pot să o fac așa stânga-dreapta, dar nu pot să merg în față cu ea, nu știu cum să merg în față, frate. Mamă, e super ciudată mașinuța asta, aș vrea să testez o altă mașinuță. Ia să vedem cum e mașina asta, frate, mamă. Asta merge, oh my god, băi, deci asta e insane, mașina asta a viitorului. Deci poți să prinzi o viteză foarte mare cu ea și sari în același timp. Mamă, e cea mai tare pe care am încercat-o vreodată. Oh my god, hai să dăm o tură. Ia uite-te băi cum se duce mașina asta a viitorului. Zici că e un fel de avion, ci că nu scap de mine. Zice Sara pisica. Mamă, deci e foarte, foarte jmecheră mașina asta a viitorului. Hai să încercăm să testăm și mașinile astea de aici, să vedem dacă funcționează. Dar nu știu ce să zic. A, nu, deci astea sunt de decor. Mai avem aici niște mașini foarte, foarte jmechere. Ia, uite-te ce mașinuță avem aici, care plutește. Oh, da, merge. Bă, dar nu pot să o întorc. What? M-am întors invers cu mașina. Am distrus mașina, hudinașilor. Nu știu cum să o întorc. Nu merge întoarsă. I-am dat viteză prea mare. A pornit mașina. Nebunit, a luat-o razna. Mamă, ce mașină nebună. Acum pot să o controlez. Băi, ce tare e mașina asta. Mamă, deci ia uite-te cum se învârte. Băi, deci e prea tare mașina asta a viitorului. Mamă, cât de șmecheră e. Am ajuns în viitor, hudinașilor. Vrum, 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 vrum. Hai să ne întoarcem în Brookhaven. O să apari pe episod, pisica, cum să nu. Doamne, mașina aceea a fost efectiv insane. Chiar mi-a plăcut, dar ați văzut și voi ce viteză a băgat. Și mai avem aici încă o mașină pe care putem să o testăm. Hai să vedem cum este mașina aceasta. Apropo, aveți acolo în descriere link și dacă vreți să intrați pe serverul acesta, puteți să faceți asta. Deci puteți să intrați pe acest Brookhaven. Ia uite că a mai venit cineva, Bacon. Merge mașina asta. Hai să dăm o tură cu mașina viitorului, bro. Mamă, e prea tare mașina asta. Și ia să vedem controle. Deci efectiv mergi cu W. Mi se pare că merge cam încet pentru o mașină a viitorului, dar chiar te poți deplasa cu mașina asta. E șmecheră rău de tot. Mamă, ce tare arată mașina asta. Și hai să mergem să verificăm casa. Haide, Bacon, și tu, haideți după mine. Salut, sunt în mare fan hudinașul. Super. Hai să scriu așa, vă salut pe toți. Vă salut pe toți. Ok, și aici trebuie să oprim pentru că avem casa viitorului aici. Și vreau să verificăm aici casa viitorului. Oare pot să intru în ea? Nu pot să cred, e închisă casa viitorului. Oh, no. Mamă, deci nu avem cheia să intrăm în casa asta? Ok, frate, nu știam că e închisă. Și mi se pare tare că din copacii ăștia albaștri pică chestii. Nu știu ce sunt chestiile alea. Parcă și cum ar fi, nu știu, niște
pepeni galbeni sau ceva de genul ăsta. Mai avem aici încă o mașină a viitorului. Hai să ne urcăm și în asta dacă merge. Oh, nu, asta e de formă. Asta nu funcționează mașina. Mamă, dar arată super, super șmecher. Și mai avem aici încă o mașină pe care aș vrea să o testez. E tare și asta mașina, frate. Am pornit motorul și... Bă, nu prea dă cu spatele. Nu vrea să dea cu spatele, gen. Cu fața merge. Ok, trebuia să dau puțin cu fața. Și acum merge și așa. Nice. Pot să scot astea de pe ecran. Și hai să-i dăm bice. Haideți, urcați-vă, hudinașilor. Nu știu dacă mai sunt locuri, dar... nu mai sunt locuri. Din păcate nu mai sunt locuri în mașina asta. M-am dus. Mamă, și mașina asta e cumva așa cameleon. Se reflectă așa culorile super șmecher. Și voiam să merg la mașina asta să o testez, pentru că pare super, super interesantă și mașina asta. Și vreau să văd cum este. E gigantică. Wow. Merge. Merge mașina. Cu fața merge, dar se conduce destul de ciudat. Da, bă, deci merge mașina asta. Mamă, e șmecheră. Cu spatele nu prea merge, dar ok. Deci dacă dau cu spatele, efectiv nu vrea să meargă. Trebuie să mergem să ocolim pe partea asta. Și curbele se iau foarte ciudat. Adică curbele se iau destul de greu. Dar funcționează și mașina asta. Până acum mi-a plăcut cel mai mult mașina asta de aici, de la cinema. Asta mi se pare super, super șmecheră. Și te poți mișca foarte rapid cu ea pe hartă. Dar și cealaltă, mașina care era la poliție, și aia mi s-a părut foarte, foarte șmecheroasă. Și boi, și asta de aici, de la aeroport. Stai puțin, adică am zburat pe deasupra Brookhaven-ului. Nu mai am ce să mai zic. Și vreau să verificăm și avionul. Mamă, ce viteză are asta. Oh my god. Deci abia o controlez. Vreau să verificăm avionul ăsta al viitorului. Să vedem cum este, frate. Cred că o să sar și o să las mașina asta aici. Și vreau să intru în avion să văd dacă îl pot pilota. Nu știu dacă merge. Ce e chestia asta aici? Nu pornește, frate, dar de aici ar trebui să îl poți conduce. Haideți, Sara, să-ți arăt încă o casă. Uite, mai avem aici o casă a viitorului. Ia uite, bă, hudina și ce se distrează cu mașina asta. E insane mașina aia. Hai să intrăm, uite, se deschid ușile singure. Mamă, asta este casa mea a viitorului. Avem aici și un televizor, așa super albastru. E prea șmecheră casa asta. Bucătărie. Hai să mergem și la etaj, să vedem cum e la etaj. Mamă, cum arată calculatorul viitorului. În loc de ecran, cred că e o hologramă sau ceva de genul ăsta. Și am și pat, mă pot pune în pat. Da, bă, ia uite cum doarme hudinașul cu picioarele în sus. Și Sara pisica. Și avem aici, desigur, o vedere frumoasă asupra Brookhaven-ului. Ci că nu te lasă dormi. Se distrează Sara, bro. Și hai să vedem și mașinile astea. Aș vrea să iau mașina asta. Pare o mașină scumpă. Bă, vezi că merge mașina asta. Nu știu dacă mă mai auziți, hudinașilor, dar face zgomot foarte, foarte mare. Mamă, și mașina asta e tare. Băi, și prinde o viteză, aoleu. Am distrus mașina? Tocmai ce a căzut bara, gen? Mamă, s-a dus mașina. Zici că asta e mașină de curse, frate. Bagă viteză. Mamă, am lăsat-o pe pisica și s-a dus cu mașina. Salutare. E nebunie maximă aici pe Brookhaven. Vă las acolo linkul în descriere dacă vreți să intrați și voi aici în viitor. Să nu uitați să rupeți butonajul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate, toate notificările. Iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!